Accident cumplit, un bărbat care mergea cu mâna scoasă pe geam a fost lovit frontal de un autoturism. Brațul i-a fost smuls din umăr. Accident cumplit duminică pe drumul național 67B în județul Vâlcea. Un bărbat care mergea cu mâna scoasă pe geamul deschis al mașinii a fost lovit frontal de un alt autoturism. Victima a fost aruncată din mașină, iar brațul i-a fost smuls din umăr. Conform observatornews.ro, incidentul s-a petrecut în comuna Livezi din județul Vâlcea, iar în accident au fost implicate două mașini. Autoturismul în care se afla bărbatul căruia i-a fost smuls brațul era condus de soția acestuia, fiind rănită și ea în urma impactului, iar în cel de-al doilea erau 5 oameni care s-au ales doar cu o sperietură zdravănă. Cea de-a doua victimă a fost stabilizată și a fost transportată la UPU Horezu de echipajul SMURT, precizează ISU Vâlcea. Pentru salvarea bărbatului cu brațul smuls a fost solicitat elicopterul SMURT Dolj, iar mai apoi acesta a fost preluat de Spitalul Bălcești, unde a fost dus pentru stabilizare. El a fost transportat la un spital din București, acolo unde medicii au încercat să îi salveze brațul.